Mereu când veneam la Zimbru și când am plecat am rămas în relații foarte bune cu toată lumea, am venit cu mare plăcere. Este o provocare, este un nou start. Sperăm, pe lângă faptul că vom produce fotbal, să avem și rezultate. Ion Jardan a jucat un an la Sheriff Tiraspol și a cucerit de două ori titlul în divizia națională. Recent s-a întors la Zimbru pentru că are încredere în strategia clubului de a pune accent pe tinerii fotbaliști moldoveni. Atmosfera în echipă este una superbă cu o lună înainte de startul sezonului. Este o perioadă când ne acomodăm, când ne pregătim de nou sezon, acum este totul perfect. Deja depinde de noi ca în timpul campionatului să păstrăm această dispoziție. Jardan, care a fost mult timp capitan al Zimbrelor între 2014 și 2016, spune că tandemul de antrenor Vladimir Aga, Marius Codescu este punctul fort al galben-verzilor. Fiecare antrenor are viziunile și perceperea sa. Noi trebuie cât mai repede să asimilăm acest fapt și să îndeplinim ceea ce ne impune antrenorul. Cât despre o nouă bătălie cu fosta sa echipă, iar acum marea rivală Sheriff? Nu voi avea niciun sentiment de niciun fel. Va fi un meci ca oricare. Noul sezon al diviziei naționale va începe pe 1 aprilie, în ediția precedentă de campionat. Zimbru a ocupat locul 8.